fiți bineveniți la o nouă meditație din cuvânt. Importanța lucrurilor mici. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari, și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Viața este constituită în cea mai mare parte nu din mari jertfe și realizări minunate, ci din lucruri mărunte. Cel mai adesea, prin lucrurile mărunte, care par atât de nevrednice de a fi luate în seamă, este adus în viața noastră un mare bine sau un mare rău. Obiceiurile se formează și caracterul este modelat greșit, tocmai prin eșecul nostru de a trece cu bine probele lucrurilor mărunte cu care suntem confruntați, iar când vin marile încercări, ne găsesc nepregătiți. Numai acționând din principiu în probele vieții de zi cu zi, putem dobândi puterea de a rămâne neclintiți și credincioși în cele mai periculoase și mai dificile situații.